fac eforturi în direcția asta. Doar apar. Ăsta cu dinți. Eu sunt, cred că, laughing out loud, ăla așa cu... Cu lacrimi. Da. Mă spăl pe dinți primul lucru, după aia beau cafeaua, al doilea lucru și după aia restul zilei. Da, fac niște lucruri esențiale. Nu mă dau cu uleiuri esențiale, doar fac niște lucruri esențiale, cum ar fi un duș, beau o cafea, eventual fac sală când am timp și în unele dimineți când mă trezesc prea devreme, mă joc Assassin's Creed până când se face ora la care ar fi trebuit să mă trezesc. The Passage este latest serial, e tare rău de tot. În așteptarea lui Game of Thrones, m-am uitat la primul sezon din True Detective. O să mă teleportez, stau prea mult în trafic. Să opresc timpul în loc. Oh, aleu, să gătești. Să gătesc. WhatsApp. Realmente. Nu s-a inventat încă. Păi dacă n-ar fi WhatsApp, noi cum am mai vorbit? Prin mesaje. Ai și dreptate, da. Sau la telefon. Sau, da. Sau prin scrisori. Smile. Ai zis și tu invers acum. Sore. Bă, eu nu rezi. Asta pe care ai zis-o tu cu... Ai zis tu, el zice glume fiecare zi. Nu știu, zici ce glume ai zis ultima dată un banc de-asta? Ai zis și astăzi una cu bucata de pământ. Nu știu. A, pe bine mă, da. Nu, altfel așa bancuri eu chiar nu țin minte niciodată. Nici eu nu prea țin minte bancuri, dar sunt, la le știu pe toate. Nu, cu nimeni, vreau să fie weekendul meu de liniște și odihnă. Eu merg la bunica mea acasă, m-a invitat la masă. Oficialul merge bine. Cea mai tare piesă. Mi-ar plăcea să vorbesc fluent franceza. Mie mi-ar plăcea să învăț spaniola ca să înțeleg și eu ce zic oamenii în versuri pe care îi ascult pe reggaeton. Stai liniștită, chiar stai liniștită, nu mai gândi atâta, nu mai analiza atâta, asta mi-a spune și mie de ieri. Stai liniștit, la un moment dat te vei dezvirgina. Mi se pare tare să fie un joc între, că altfel mă plictisesc, dacă mă las doar cucerită chiar mă plictisesc și cred că și invers. Păi... Da, da, undeva la jumate. Mâine, câștigătoarea premiului Grammy și Oscar, nu-l mai menționăm că a fost de anul trecut. Da. Eu nu prea citesc ziare.